Puțini își mai amintesc sau poate nu vor să-și amintească de faptul că avem o lege care sancționează tulburarea liniștii publice. Și nu este o lege nouă, ci una în vigoare încă din 1991. Numai că giurgiuvenii și mai ales tinerii nu dau doi bani pe astfel de legi și ignoră faptul că există niște ore de odihnă la care are dreptul toată lumea. Așa se face că mai peste tot în oraș, noaptea târziu avem parte de orice, numai de liniște, nu. Cât despre ore de odihnă la prânz, nici pomeneală la Giurgiu. Mulți dintre tineri nu înțeleg că după ora 22 nu este cazul să mai consume alcool și să facă scandal, să folosească strigăte, injurii la adresa celorlalți cetățeni și bineînțeles că iarăși nu se știe că la prânz, între orele 13 și 14, potrivit legii 61, trebuie să asigure o liniște pentru probabil o oră de odihnă. Problemele cu respectarea acestei legi apar și la barurile și terasele din oraș. Încântați că au clienți, mulți patroni uită că au un program de funcționare ce trebuie respectat și își continuă activitatea târziu în noapte, deranjând astfel vecinii care la rândul lor fac reclamații. De multe ori nu și respectă programul pe care l-au impus. Bineînțeles că se fac sesizări în acest domeniu pentru că omul are pretenție să-și păstreze acea liniște și trebuie acționat ca în continuare să fie respectat programul. Fiind vară, înțelegem, este cald, lumea vrea să-și petreacă mai mult timp la terase, mai ales că seara este mult mai răcoare, dar programul de funcționare trebuie respectat. Și pentru că orice lege prevede și sancțiuni, e bine de știut că toți cei care nu respectă orele de odihnă pot scoate din buzunar până la 1500 de lei.